Hello, dragilor, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi, așa cum ați văzut în titlu, urmează să facem un unboxing, pentru că nu pot să cred că am ajuns la finalul lunii februarie și eu iarăși am uitat să filmez cutiile pe care le filmez deja de câteva luni. Bun, știți bine, așa cum ați văzut și în titlu, este vorba despre cutiile de la Pinkbox și Goodiebox. Ok. Le-am primit, cred că le-am de vreo 3 săptămâni și de când au venit le-am pus pe birou și acolo au rămas. În ultimul timp nu prea am mai stat la birou, așa că am uitat de cutii, da. Mai au puțin și vin și celelalte pe care trebuie să vină. Bun, acestea sunt cutiile de pe ianuarie, așa că haideți să ne apucăm de treabă și să le deschidem pentru că sunt tare curioasă ce se află în ele. În fiecare lună sunt din ce în ce mai impresionată de produsele pe care le primesc, pentru că chiar primesc produse frumoase, produse scumpe și am început deja oricum să le folosesc de ceva timp și da, urmează să vin și cu o părere în legătură cu anumite produse pe care le-am primit deja în cutiile lor. Haideți să trecem la prima cutie și anume cea de la Goodiebox. O avem aici. Ia să vedem. Ok. Ia să vedem. Ia să vă arăt și vouă cutia. Așa arată. După cum vedeți, am ceva produse full size. Și aceasta este cărticica, așa spun, cărticica cu informații. Bun. O să luăm fiecare produs în parte și o să vorbim despre el. Ok, o să începem. Primul produs este o cremă hidratantă cu niacinamide de la Verso. Așa arată. Are 15 ml, iar aici în cărticica, în pliant sau cum să-i spun, această cremă Verso Skincare, o să vă scriu aici jos undeva exact cum se numește brandul de la fiecare produs. Bun, o cremă de 50 ml de la acest brand costă aproape 100 de franci. Francul e undeva aproape la fel ca și dolarul, deci vă dați seama cât înseamnă. Deci, da, este scumpă, e foarte scumpă, 50 de mililitri, aproape 100 de franci, 97,30 franci. Bun, eu am aici o cremă de 15 mililitri, aici mi-a arătat varianta de 50 de mililitri, prețul. Acum 15 mililitri, nu, înseamnă, nu știu, 30 și ceva de franci, oricum tot mult este. Totuși o să o încerc. N-am mai folosit niciodată o cremă cu niacinamide. Am auzit totuși că sunt niște creme bune, hidratante și potrivite pentru ten problematic sau pentru ten matur. Nu sunt sigură. Nu sunt sigură. Nu vreau să spun prostii. Trebuie să mă informez mai bine. Aici am o grămadă de informații despre această cremă. Scrie în germană. Așa că o să încerc să văd despre ce este vorba. Da, nu înțeleg chiar tot. Bun. În fine. Trecem la următorul produs. Iar acesta este, uitați așa. Avem aici, după cum vedeți, o perie de la Karmamezu. Nici măcar nu știu dacă citesc bine. Ok. Costă undeva la 41 de euro. Aici am de preț un franc și euro. Costă 41 de euro. Este full size. Așa arată. Și scrie aici clar că este o perie pentru față. Și desfacem. Ia să vedem despre ce este vorba. Oh, uitați așa. Uitați așa că nu știu ce e asta. Deci este o perie pentru față.
Așa arată. Asta e din lemn. Iar asta este o perie destul de moale. Eu am crezut că e cam tare, dar e moale, e foarte moale. Și e pentru spălat așa pe față, oare? Drăguță e așa, nu? Dar interesant, urmează să citești și despre ea, să văd exact ce și cum se folosește. Vă dați seama că habar nu am. Totuși, dacă costă 41 de euro, mă gândesc că ar trebui să facă minuni, nu? Zic și eu, nu știu, că eu n-aș da atâția bani pe astfel de perii, vă dați seama. Bun. Următorul produs. Avem aici o... Stați așa. Feed your skin, feed your mind. Avem aici o mască de la Yabi. Haideți să vă și arăt. Așa se scrie. Oricum vă scriu aici jos undeva. Este o mască care costă undeva la 20 de euro. Este făcută în Italia. Este valabilă 3 luni. Este o mască de față. Și are 25 de mililitri. Wow, ce tare! Stați așa. Aici, pe cremă, jos, nu știu că se vede aici, este un semnul acela de la podcast, nu știu dacă știți. Aici, chiar pe cremă, am un mic cod la un podcast. O să intru pe site-ul lor, yabibeauty.com, și am aici un cod pentru a asculta un podcast gratuit. Ce tare! Ador podcasturile, deci ascult la podcast în ultima perioadă tot ce prind în română momentan. Bun, da, este o mască. Este o mască de față. Acum, stați așa că crema aia de mâini, e sigilată, deci nu o să o desfac, iar crema de mâini am spus, nu. Crema de față, aceasta cu niacinamide. Ia să vedem. Și asta e sigilată, deci nu o să o desfac. Ok, trecem la următorul produs. Avem aici de la Hairlust. Avem o mască pentru protecția și creșterea părului. Este vegană. Nu e... Cum se spune? Nu e testată pe animale, are 50 de mililitri, este valabilă 6 luni, este făcută în Danemarca. Ok. Haideți să vă și arăt. Este așa roz, foarte simpatică. Și costă aproximativ 30 de euro. Da. Aceasta este. Da, sunt destul de scumpe produsele, trebuie să recunosc. Hai să vedem dacă putem să o și mirosim. Miroase așa foarte dulce. Da, ceva fructe, ceva, nu știu exact. De-abia aștept să încerc. Am mai primit ulei de păr, am mai primit o mască de păr, am mai primit balsam de păr, șampon de păr la cutiile de la Goodie Box și Pink Box, dar le-am folosit aproape pe toate, cred, deja. Bun. Și acum ultimul produs, care este un produs full size. Avem aici de la Terre de Mar, dați așa că nici măcar nu știu dacă am citit bine. Se citește, cred că e în franceză, nu? Ia asta să văd. Da, e făcut în Franța, e valabil 12 luni. Este bio, ecocert, vegan, nu e testat pe animale, produs, ambalajul reciclabil. Ia să vedem, conține extract de cafea, antioxidant, aloe vera, ok. Păi și ce este asta? Terre de Mar, maison de cosmetic naturel, 008, gel, e un body cleanser. Bă,
Mult mai mi-am să-mi dau seama. Are 150 de mililitri. Wow! Este un body cleanser full size. Interesant. Ia să vedem. Pot să văd cum miroase? Uitați așa că e ambalat aici și sigilat. Ia să desfacem. Ok. Ia să desfacem să și vedem dacă are vreun miros. Miroase foarte fresh. Mi se pare că miroase a ceva lămâie cu mentă. Interesant. De-abia aștept să-l testez. N-am mai auzit de brandul ăsta, evident. De obicei, la cutia de la Goodie Box mereu primesc produse despre care nu am auzit, recunosc. Bine, dar la câte mii sau milioane de branduri de produse de corp, de față, de păr există în lumea asta, sincer acum, ar fi culmea să aud de toate. De toate cele care există. Da, hai să trecem și la cutia de la Pinkbox, pentru că sunt mega curioasă. Mai ales că Pinkbox este cutia mea favorită și chiar ador fiecare produs pe care l-am testat de la ei. Deci, sigur o să fie pe placul meu. Așa cum am spus, trecem și la cutia de la Pinkbox. Dar miroase ceva parfumat rău. Ia să vedem ce avem noi aici. Am și un cod de reducere la niște produse. Olic. Olic. O să vă scriu aici. Dar nu știu ce sunt astea. Vitamin spray. Spray-ul cu vitamine. Schnell, smart and Swiss made. Este un produs elvețian, mamă, dar cum miroase. Cred că ăsta miroase așa oare? Ok, avem și pliantul cu produsele și cu prețurile. De-abia aștept să vă arăt. Ok, haideți să și desfacem. Uitați ce drăguț că e aici, Pink Box. Ia să vedem. Da, am desfăcut și eu de mădărăcă. Ia. V-am spus că desfac produsele împreună cu voi. Nu pot să cred că am uitat de cutiile astea și că de 3 săptămâni... Aha. Și că de 3 săptămâni le țin acolo pe birou. Bun. Așa arată în interior. Hai să vedem și ce avem aici. Bun. O să încerc să iau pe rând. O să încep cu acestea. Avem aici dischete demachiante de la Flava. Are 40 de bucăți și este făcut în Elveția. Da, este produs elvețian. Flava. Uite că scrie aici că este de la o fabrică care e aici, lângă mine. Interesant, nu știu că există fabrică de făcut așa ceva chiar aici pe lângă mine. E chiar într-o zonă, într-o localitate chiar aici lângă mine. Nu știam. Foarte interesant. Chiar o să mă duc să caut. Bun, interesant, să aveam nevoie, deci dischetele de machiante întotdeauna sunt binevenite, cel puțin la mine. Bun, ia să vedem. Deci v-am spus că are 40 de bucăți și costă 3 franci. Ok, nu e așa scump. Bun, mai departe... dar stați! Am uitat să vă arăt că am și un mic cadou. Am un cadou! Am o ciocolățică de la Ovomaltine. Ovomaltine, dacă nu mă înșel, da, este tot produs elvețian. Ovomaltine au și ciocolată caldă, au și un fel de Nesquik, știți? Cam așa e Ovomaltine, da. Foarte interesant. Nu o mănânc acum. Bun, haideți să trecem la următorul produs și la treburi mai serioase, da? Bun, avem aici un produs de la Labello. Asta știu că aparține de Nivea, nu? Produsele acestea de la Labello. Ok, avem un balsam de buze cu cireșe negre. Interesantă și culoarea. Și zice că conține vitamina E. Cu uleiuri naturale și vitamina E. Fără uleiuri minerale. Deci nu conține uleiuri minerale. Bun. Haideți să și desfacem totuși. Că m-a făcut curioasă așa. Are o culoare foarte frumoasă.
Și mie una îmi plac balsamurile, așa se zice corect. Mie una îmi plac balsamurile de buze care sunt așa ușor pigmentate, care dau o culoare buzelor totuși. Îmi plac și cele naturale, nu zic nu, dar îmi plac și cele pigmentate. Ia să vedem, așa arată. Are o culoare foarte frumoasă. Chiar miroase a ceva dulce. Wow! Deci abia am atins pe piele și deja este foarte pigmentat. Zici că e un fel de ruj. Ruj foarte cremos. Chiar așa zici că e. Interesant. E un pic cam dulce. Miroase un pic cam dulce pentru gustul meu, dar... bun. Acesta costă 8 franci. Bun. Undeva la 6,50 euro, probabil. Bun. O să trecem mai departe la un nou alt produs. Ia să vedem. Avem aici un creion, stați așa, un creion de la Golden Rose, un creion de ochi, cred că este nuanța 408, că văd aici un număr, probabil ăsta e, așa, și nu știu dacă știți, e făcut în Turcia, da. Nu știu dacă știți produsele de la Golden Rose. Mă, eu nu știu prea multe. Eu tot de la ei am primit un creion de buze foarte, foarte cremos și o culoare foarte frumoasă. N-am apucat încă să-l folosesc, dar l-am pus acolo la rujuri și la toate cele ca să încep să-l folosesc. Ok, haideți să vedem. Așa arată. Deci este un creion de ochi. Un maro așa închis. E chiar maro... E un maro de ăla care te duce spre blond. Spre blond, nu știu cum să spun. Marourile acelea, maro verzui, maro gri, nu știu cum să spun. Nu-mi vine acum. Nu e maro acela, maro închis spre negru sau maro roșcat. Nu. Este un maro din acela. Maro verzui, așa. Da. Interesant. O să fac cadou, cu siguranță, pentru că nu mai folosesc creioane de ochi. Foloseam odată, dar nu mai folosesc. Bun, haideți să vedem. Acesta costă... 7 franci. Da. Undeva la 6 euro. O să trecem și la următorul produs, care este un highlighter de la Bella Pierre. Un highlighter and eyeshadow, așa scrie aici, de la Bella Pierre. Am auzit de Bella Pierre, cred că este un produs nemțesc, stați puțin să văd. Nu, nu este un produs nemțesc, nu. Nu. Dar nu scrie unde e făcut mai? Ah, ba da! E un produs american! Nici nu puteam să ghicesc acest lucru. Un produs american. Bun. Este nuanța șampanie. Chiar așa scrie. Are 3 grame. Este valabil, nu știu. 12 luni. Bun. Mamă, deci dacă pot să-l desfac eu pe ăsta, deci cum pana mea... A, dar ce? N-ai, trebuie să rup cutia, e incredibil. Deci nu pot să-l desfac, doamne, deci efectiv trebuie să rup cutia. Gata, am rupt cutia. Haideți să vă arăt. Așa este. Este un highlighter. Arată chiar bine, măi. Ia să vedem. Dacă pot. Oh my god. Unde să vă arăt ea? Nu știu dacă vedeți. Wow, este super, nu? Wow. Mamă. E foarte puternic. Eu m-am dat cu foarte puțin highlighter. Am unul așa de la Essence, dar ăsta este puternic rău. Adică numai ce aplici și deja... Mamă mia. Interesant, chiar îmi place, wow, superb.
Ok, hai să vedem și cât costă. Da, m-am murdărit de highlighter. 15 franci costă, undeva la 13 euro și ceva. Da. Deci, e un preț acceptabil, așa. Da. Ok, și ultimul produs. Hai că deja cred că m-am lungit o grămadă, nu? Cât am vorbit despre produsele astea. Ultimul produs este un produs tot full size, pentru că la Pink Box întotdeauna avem produse full size. În schimb, la Goodie Box mai îmi dă și din acelea mici. Mamă, deci sughit. Ok, bun. Avem aici un produs de la, stați așa, de la Anatomicals. Get Lost Clean Body Cleanser. Este un body cleanser de 200 de mililitri. Ăsta miroase. Ăsta miroase. Mamă, deci în fiecare lună, cei de la Pinkbox pun în cutie câte un produs care miroase... Cum să zic? Nici nu trebuie să deschizi cutia. Deci numai te apropii așa cu nasul de cutie și simți că acolo se află un produs care miroase. Da, ambalajul e foarte mișto, nu? O să scriu aici exact brandul. Ia să vedem. Este un body cleanser cu mango și papaya. Ador mango, deci clar o să fie favoritul meu. Bun, este un produs fără parabeni, durează. E valabil 12 luni. Este făcut în Anglia. Ok. Este acest recipient tub. Este reciclabil, așa scrie. Ok. Hai să vedem. Vă imaginați așa puțin? Mango și papaya. Vă imaginați cum miroase acesta pe piele? Sau cum o să miroase în baie de la el? Oh my God. Wow. Este un body cleanser. Acum întrebarea mea este... Băi... Scrieți-mi și mie în comentarii, vă rog, care este diferența dintre gel de duș și body cleanser. Pentru că nu știu. Adică, un body cleanser nu este un gel de duș? Adică, gelul de duș și body cleanserul nu fac aceleași lucruri? Bună întrebare. Da. Chiar vă rog să-mi scrieți în comentarii dacă vă plac produsele din cutiile de pe luna ianuarie. Dacă, nu știu, dacă ați încercat vreunul din ele, bine, unele sunt produse elvețiene sau na. Dar cel mai mult îmi plac acestea două. Deci de asta sunt cea mai entuziasmată, de aceste două body cleansere. Ok. M-a interesat foarte mult și această cremă cu niacinamide. Așa, vreau să o testez, de-abia aștept. Așa, m-a interesat foarte mult și masca de păr. Ok. Da. Bine. Cred că produsul meu preferat rămâne highlighterul, clar. Pentru că este foarte. Da. Bun, dragilor. Cum vă spuneam, acestea sunt produsele. Sper că v-a plăcut acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, să vă abonați în cazul în care n-ați făcut-o deja și vă mulțumesc tuturor celor care v-ați abonat în ultima perioadă la acest canal. Și nu uitați să-mi scrieți în comentarii care este diferența dintre body cleanser și gel de duș. Eu nu știu. Sincer. Cred că este prima dată când voi folosi body cleanser în viața mea. Am mai auzit de body cleanser, dar... Nu știu. Nu știu, adică nu e același lucru ca și gelul de duș? Așa mă gândesc, nu știu. Bun, eu împreună cu micul meu pui de papagal, pentru că avem un puiuț de papagal care are 26 de zile astăzi, da, și care doarme tot timpul, cască, cum să nu. După cum vedeți, este
Este foarte micuț și foarte talentat. Acum a deschis ochisorii și se uită pe aici pe sus. Da. Și îl cheamă Rio, apropo. Așa că eu și cu Rio vă spunem la revedere, mulțumim pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Vă pupăm! Iubire! Iubirea mea frumoasă!